ideea care mi-a dat Brânci pentru multe din lucrările de aici este pentru mine neuitatul Ostap Bender. Personaj născocit de Ilfi Petrov, Ostap Bender, marele combinator, era cel care determina un milion de lucruri. El a făcut să bată vântul din direcția care a vrut el. E, cam asta, din această cauză, personajul, marele combinator, apare în aproape toate lucrările mele mari, ba chiar și în cele mici, și am născocit pentru el încă un personaj, și anume paznicul ușilor deschise. Ăla care să nu lase să se închidă ușile niciodată. În principiu se pune paza acolo unde se încuie ceva, nu. Paznicul ușilor și marele combinator sunt singurele păsări care n-au uitat zborul. Celelalte umblă pe jos sau scormonesc într-un acvariu uscat. Prietenul meu, Hotnogu, este cel care m-a ațățat. În urma unei discuții, iată așa cum vorbim noi doi acum, am trâncănit cu sau fără cafea în față, nu știu, a ieșit această expoziție. Trebuie să-i mulțumesc că m-a pus pe șine și mi-a și dat un pic Brânci. Acum ne aflăm în fața unei minunate serii de lucrări despre spațiu limitat și despre păsări care au uitat cum se zboară. Am discutat cu domnul Galiș despre această metaforă a păsărilor, a colivilor, a limitei, a pierderei libertății, a pierderei democrației și că odată cu căderea zidurilor, odată cu recăpătarea libertăților, rămânem în continuare închilozați, nu reușim să zburăm din nou pentru că libertatea necesită exersare zilnică. Pictura nu trebuie să povestească, ea trebuie să exprime. Dar pentru mine povestea este necesară ca pentru o construcție, să zicem, structura. Pe o structură literară pun așadar pictură. Ăla este rezultatul adevărat. Teoretic, atunci se întâmplă adevărata artă plastică. Pictură despre spațiul limitat și păsările care au uitat cum se zboară. Expoziția asta ar fi trebuit să fie deschisă în 26 martie și ar fi trebuit să încapă în expoziție în jur de 120, să zicem 130 de lucrări, ceea ce nu-i puțin. O treime din expoziție ar fi fost cu această idee de claustrare în colivie. Se grefează cu precizie peste vremurile pe care acum le trecem. Aș fi vrut să vă spun bine ați venit la Calpe Gallery în modul acela corect pe care îl avem de fiecare dată față în față, dar pentru că trăim timpuri interesante, avem o altă abordare, avem o expoziție de pictură a artistului Petru Galiș, dar pe care vă prezentăm într-o postură diferită. Online va fi de data aceasta, parțială, pentru că am ales doar subiectele care se potrivesc acestor vremuri și vă promitem că într-un viitor apropiat vă vom oferi și cealaltă jumătate a expoziției și vă vom face o invitație unde veți putea fi în față în față cu noi și cu lucrările. În afară de colivie am pictat și garduri. Gardul este o chestie vulgară, inițial. Dar după aceea poate să fie și împodobită.
Este un mod de a ne fura singuri căciula. Facem o opreliște și frumoasă. Dar ce te faci? Și colivia poate să fie aurită. Nu știu dacă ai auzit vreodată muzica bătutului pe Nicovală. Eu am crescut lângă Nicovala bunicului meu, care spunea și asta, că gardul trebuie să fie frumos și pe față și pe dos. Nu numai pentru cel care trece prin fața gardului la stradă, ci și pentru gazdă să se bucure de ce gard frumos are el. Omul are nevoie de frumos pentru asta. Avem nevoie de armonie. Asta este un lucru fundamental. În disarmonie se zămislesc monștri. Dar una peste alta, aștept vremea în care să pot să-mi primesc prietenii în galerie și să le arăt întreaga expoziție. Cum deschizi o colivie, te trezești și în alta, și vorbim în alta. Acolo am pictat colivii și păsări care se mișcă dintr-o colivie în alta, care au plecat din colivie, care au rămas altele, ezită, fiecare cu propria expresie. Asta este simfonia expresiilor păsărilor. Să nu zicem simfonie, să zicem doar așa un fel, uvertură. (Fie)